Mas nu trimate pe rație pe cineva după noi să ne iei la făcut. Când n-ați mai vedem nici autografii, nici nimic. Băi, eu văzut, am nu stopudova trebuie să vii să ne dai autograf. Stopudova trebuie să ne dai. Poliția mușa să ne aștepte pe noi și să ne iei la întrebări. Noi acum urmărim autocară echipei Real Madrid și așa dintr-una în alta am descoperit că în fața noastră e un autocar cu valoare de 1 miliard de euro. Dar voi tot întrebați, unde e miliardul, unde e miliardul? Iată miliardul. Ia uite, hai davai, scoate steagul și filmează-l. Filmează-l ei, filmează-l. Băi, Lucas! Băi, ia uite, Casemiro! Не жити ще до Роналда сутла, він аж не радить до мене. Стопудово. Все це везуть, що Васкес, що Казиміро, що Навас, що Хесе, що Роналдо, тець якась... Ей, треба він... Хесе, кам фрате, райка, йдем урмейзен. Ну, жо, кредит, да. Yeah!
Real Madrid, FC Shakhtar Donetsk. Dacă așa o noutate am primit azi din Madrid, bilete pentru voi, băieți, în os. La meci merge, bilete n-avem. Real Madrid, înțeles că avem nevoie cu totul pentru alt meci de bilete. Tu la meciul cu Shakhtar, noi la moment bilete nu avem. Chiar dacă nu o să primească să ajungem la meci, cel puțin o să servim o bere cu băieță germană și ne întoarcem înapoi. Când ajungi aici pentru prima dată, prima și îți vine în cap e... Vobl turba! Așa o stare avusem o mare parte a primei zile în Varșovia, când noi, în loc să săvârâm de mâncărurile tradiționale poloneze, timpul frumos și acea atmosferă de zi de meci, noi căutam bilete. Real Madrid ne-a lăsat în voia sorții și nimeni din reprezentanții Realului la Varșovia nu știa nimic de cazul nostru. Așa că, până la urmă, nu ne-a rămas decât să ne descurcăm singuri. Iur, ca că scăzeam la match. Забываем. Удивительный матч. Это удивительный матч. Он еще не начался. Ну уже, блядь, все под впечатлением возьмем. Все понятно, какое будет. Ну, первый раз такое. Фантастика. Imaginile cu orașul au fost filmate a doua zi, deja îndreptându-mă spre aeroport, iar prima o petrecusem în căutări de bilete. Nici de la Madrid, nici din alte surse, nicio veste bună. Într-un final, iuri găsisem un site, cam nesigur, unde se vindeau 3 bilete la preț de 500 euro. Încercarea vine în are. După jumate de oră de la extragerea banilor, bichetele și-au făcut apariția pe poșta electronică. Mai aveam nevoie de doar 2 bilete și să vedeți că doar o singură persoană din preajma stadionului le avea în vânzare. După lungi tratative și meciul care aproape dat start, am ajuns la un numitor comun. Pare greu, dar am ajuns. Avioane de hârtie, baha buha și o mulțime de momente ratate, iar pe tribune era un haos total. Unii susțineau Realul, alții adversarul, iar ceilalți echipa la care era mingea. Unica galerie organizată era de fapt unde trebuia să fim și noi. Au fost și momente ce tăia răsuflarea întregului stadion. Kroos și Modric au avut grijă. Minutul 90 se apropia și Shakhtar conducea cu 1-0. Nu voiam să cred că ar fi o primă pierdere când sunt prezent la un meci al Real Madrid. Toni Kroos a făcut să nu fie. Să nu fie pierdere, dar nu mai mult decât un egal. Egalul este un sfârșit bun de zi, ia ca așa și poate să fie, să te bucuri de un egal împotriva Shakhtarului. Dar bine că nu e o pierdere, că nu a fost cu Doamne ajută. Nici cele vreo 3 goluri care trebuie să intre în poartă așa clar cu aventurile noastre dimineață. Cel puțin cred că toți au rămas cât de cât satisfăcuți. Așa, un sfârșit ok de zi. Un sfârșit ok de zi și un drum glorios în Champions League, cât al echipei, atât și al meu personal, cu excepția acestui egal. După cum ați văzut în prima parte a acestui video, primul pas în lumea Champions League a fost făcut cu un meci împotriva Shakhtar. Real Madrid câștigase acel meci cu 4-3, după care a urmat un șir de alte victorii. Thank you.